În acest context, astăzi, am propus CSE să sisteze pe durada stării de urgență licențele a 6 posturi TV, și anume Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. Activitatea acestor posturi se realizează cu multiple încălcări ale legislației constatate de către CEA, dar și în baza informațiilor deținute de serviciu și reprezintă un pericol la adresa securității informaționale. Aceste posturi promovează constant narrative manipulatoare, care alături de agresiunea informațională promovată de factorul extern, generează o sursă suplimentară de instabilitate în vecinătatea Ucrainei, a NATO și a UE. Politica editorială a acestor posturi este orientată spre lansarea unei campanii informaționale de dezinformare în interesul persoanelor fizice sau juridice, incluse în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, precum și grupul criminal Shore, în același timp pentru exercitarea influenței hibride externe din partea actorului statal Federația Rusă, destabilizarea ordinii constituționale la comandă persoanelor supuse sancțiunilor internaționale, descreditarea cursului politic extern a Republicii Moldova cu promovarea narativelor geopolitice în favoarea altui stat străin, implicarea în activități de alterare a conținutului informațiilor difuzate în spațiu public. Un alt subiect ce ține de asigurarea securității informaționale ține și de domeniul online. În conformitate cu dispoziția CSE, Serviciul de Informație și Securitate analizează reflectarea informației de către portalurile web, iar în cazul constatării acțiunilor ce se încadrează în criteriile stabilite de CSE, este emis un ordin privind blocarea resurselor web. Astfel, astăzi a fost semnat un ordin prin care vor fi blocate un număr de 31 de portaluri web, dintre care 21 sunt direct gestionate de către Federația Rusă.